cine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să vă dăm. Amin. Să țirse cu mine tot în slavă, cinstea și încrăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și cuvântul lui Dumnezeu, cel ce ești,
благословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Як у благе человеку любит Боги, си тебе славу воссылает, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Thank you.
Cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Sfinte Dumnezeu! Thank you.
Dreptul ca
финикулам флоричика, чедуча деливанция вам и мултим. Cerule minunile tale, Doamne! Aleluia! Binecuvintează preasfințite stăpâne și binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca! Dumnezeu, pentru căciunile Sfântului Săvitului, pentru totul datului apostol și evanghelist Luca să-ți dea ție celui ce binevestești, cuvânt cu putere multă, spre împlinirea Evangheliei iubitului său fiu, a Domnului nostru, Iisus Hristos. Amin. Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Din Sfânta Evanghelie, de la Luca citire. Să luăm aminte. Zisa Domnul, cine este oare un omul credincios și înțelept, pe care stăpânul îl va pune peste slujitorii săi, ca să le dea la vremea partelor de grâu. Fericită este sluga aceea pe care venind stăpânul o va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că o va pune peste toate avuțiile sale. Iar de vă zice sluga aceea în inima sa, stăpânul meu zăbovește să vină și va începe să bată pe slugi și pe slujnici și să mănânce și să bea și să se îmbete. Veni va stăpânul slugii aceluia în ziua în care ea nu se aștepta și în ceasul în care ea nu știe și o va tăia în două. Iar partea ei o va pune cu cei necredincioși. Iar sluga aceea care a știut voia stăpânului și nu s-a pregătit, nici n-a făcut după voia lui, va fi bătută mult. Și ce care n-a știut, dar a făcut lucruri vrednice de pedeapsă, va fi bătute puțin, și oricui s-a dat mult, mult îi se va cere, și cui s-a încredințat mult, mai mult îi se va cere. Și Duhul tău, de Sfințite Stăpâne, să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem. Doamne, Tu, Stăpânitorule, Dumnezeu, părinților noștri, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Încă ne rugăm pentru Marele Domn și Părintele nostru, Prefericitul Mitropolitul Onufrie, și pentru Domnul nostru, Înalt-Presfințitul Mitropolitul Miletie, și pentru Domnul Presfințitul Episcopul Siloan, și pentru toți frații noștri cei într-o Христос. Ne miluiește, Doamne, miluiește, Doamne!
Încă ne rugăm pentru protoierul Gheorghe, împreună cu dreptcădincioșii Sfântul Acaș, Sfântul satului acestuia. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru de Dumnezeu păzită țara noastră, stăpânirea și oastea ei, ca și noi, într-o liniștea lor viață lină și fără gâlceavă, să viețuim într-o toată bună credință și curățenie. Încă ne rugăm pentru frații noștri, preoții, rămânachi, rodiaconi, diaconi, monași și monachii și pentru toți frații noștri, cei întru Hristos. Încă ne rugăm pentru fericiții și purepomeniții ctitureți în locașul acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, drept meritori creștini care odihnesc aici și pretutindeni. Încă ne rugăm pentru mila viață, pace, sănătate, mântuire, cercetare, lăsare și iertare păcatelor, robilor lui Dumnezeu, inuriași, ctitori și binefăcători ai Sfântului locașului acestuia. Caută, Doamne, cu milostivirile în putințele și bolile poporului Tău și îndură-te de noi cei ce după căință mărturisindu-ne te chemăm, de grabă auzi-ne pe noi și ne miluiește. Încă ne rugăm ca Domnul Dumnezeu nostru să primească păcăința noastră păcătoșilor robilor săi, să ne curățească pe noi de toate păcatele noastre și să îndepărteze de la noi fără de legile noastre. Să zicem toți, Doamne, de grabă auzi-ne pe noi și ne miluiește. Încă ne rugăm ție, Domnul Dumnezeul nostru, trimite nouă mare mila ta și oprește această boală molipsitoare. Pe cei neputecioși vindică și sănătate dăruiește-le, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Cei ce aduc daruri și fac bine în Sfânta și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc și cântă și pentru tot poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Dumnezeule cel mare și prea înalt, făcătorul de bine și viitorul de oameni stăpâni, auzi-ne pe noi vrednice rugii tăi într-o mulțime militare și să numite nouă ajutorul Tău în primei ce se boli desfăgătoare, care ne-ai venit peste întreg neamul omenesc, cu cinstit sângele Tău cu care ne-ai răscumpărat spală, Doamne, păcatele noastre, cele fără de număr pe care ne-ai săvârșit înainte Ta. Te rugăm, milostivește, spre noi și întoarce urgie în mâniei Tale. Pe dreptate, părinte asupra noastră, nu depărta mila Ta de la noi, când dorătorii și bucurii se face în cer pentru păcătos care se pocăiește. Primește și în ceasul acesta a noastră pocăință lacrimile și o rugăciune smerită înalțată, din adâncul inimii noastre în fața Sfântul Tău altar. Părinte, îndurător, Dumnezeu de toată mângâierea, întărește-ne pe noi cu rugăciune prea binecuvântate stăpânii noastre, născătoare Dumnezeu cu putere cinstită și viață făcătoare cruci. Ale Sfântului Marele Mucenic și Tămăduitorul Pantelimul, ale Sfântului Luca Mărturisorul Crimeei, ale Sfinților Doctor, Tămăduitor Agape, Damian și Ipatie, Dapicească.
și ale tuturor sfinților părinților noștri, încetează-ne vredicite boli molipsitoare, îndepărtează-ne de la tot felul de boli și neputințe și izbăvește de toată năpastea cu dreapta ta și stăpânitoare. Ne vrednicește de binecuvântarea ta cea mare, că totdeauna să fim părtași în discuții tale iubiri de oameni. Îți cântăm, te slăvim și îți mulțumim pentru toate faptele tale cele minunate, slăvite și preanale. Că tu ești izvorul tămăririi, Dumnezeu nostru, ție slavă noastră, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Помолитесь о оглашении, Господи, вим. Верни, оглашенных помолимся, да Господь помилует их. Огласить их словом истинным. Открыть им Евангелие правды. Соедините их святей своей соборни и апостол всей церкви. Спаси, помилуй, заступи и сохрани их, Боже, Твоею благодатью. Оглашение главы ваше, Господи, вы преклоните. Господи, Acum și pururea și în vecii vecilor. Când sunteți chemați ieșiți, când sunteți chemați ieșiți, treceți dintre cei chemați, că suntem credincioși, iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău, înțelepciune. Că ție și cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pachi, pachi, imi-am Господу помолимся. Освящи мир и спасение душ наших, Господу помолимся. О мире всего мира, о благостоянии святых Божьих церквей и соединении всех, Господу помолимся. О святим храме всем, с верою благоговением и страхом Божиим, входящих боль, Господу помолимся. О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Ниря то то де вона пин бразильские слова сыноцима. Тото вещи пиво речи свинду лиду, а кунши пуру рячин вечи вечи лоне. Thank you.
Pe Domnul nostru, înaltul și Sfințitul Onufri, Metropolitul Chivului și întregii ucrăinși pe Domnul nostru, înalt presențitul Meleșe, Metropolitul Cernăuților și Bucovinii, și pe Domnul nostru, înalt presențitul Londi, Metropolitul Pancei, și pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăție sa, totdeauna cu și pururea și în vecii vecilor. Ты пресвятись, митрополитец, архиепископ, чьи епископ ортодоксы, фрации ноши, преотеру монахеру, диакон, диакон, монаши, монахи, сот клеру бисеричес, ты протоиерею Георгий, по крещению ортодокса сатура чествуя, Supomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăție sa, pe cei ce ne-au folosit noi nevreți, ne rugăm pentru dânsii, pe cei ce au dus și pentru care s-au dus aceste cinstite daruri, vas și всех православных христиан, да поминет Господь Бога Царствие Своє, всегда ныне и присно, и уже Să plinim rugăciunea noastră Domnului. Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm. Pentru Sfânta Biserică aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului, să ne rugăm. Pentru că să fim izbăviți noi de tot necazul, mânie, primejdie și nevoie, Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și trupurilor noastre, la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcate și de greșalele noastre, la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, la Domnul să cerem. Celaltă vreme vieții noastre în pace și după pocăință o să vârși, la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfrântat în pace și răspuns bun, la înfricoșitoare judecate a lui Hristos să cerem. Pe preasfântă, curată, prebinecuvântată, mărită stăpână noastră,
Святе Дмитрію Наскитарищі, Поревічаре Марія, куди цвінці все опомінім. Ти на інші ніч у неп'явці, ще тата в'яця настре, Луй Христос, Дмитрію, все один. Паче тут рой, Сині бімо не п'явці, кантром гинде се мертвої сім. Станем добре, станем со страхом, вольным святое возношение в мире приносите. Și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Sus să avem inimile.
acestea-s trupul meu, care se frânge pentru voi, spre iertarea păcatelor. Amin. Vezi dintr-o acestea toți, acestea este sângele meu, legii cele noi, care pentru voi și pentru mulți varsă, spre iertarea păcatelor. Thank you.
Domnul Primitropolitul Chivul și întregi Ucrăi, pe Domnul nostru înalt presimțitul Mileti, Metropolitul Cernăuță și Bucovini, pe Domnul nostru înalt presimțitul Dumnezeu, Metropolitul Băncin, pe care îi dăruiește Sfântul Artare Biserici, în pace, întregi și sănătoși, îndelungați în Sfânt, drept învățând cuvântul, adevărul. Și pominește, Doamne, pe Preasfințitul Părintele nostru Siluan, Episcopul de Hepța, pe care îl dăruiește bisericii tale întregi, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Cine dă nouă cu o gură și inima slăvit și-a cântat preacinstitu-și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și să fii milii mare Dumnezeu și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, cu voi cu toți. Și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru cinstitele dară ce s-au dus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni Dumnezeul nostru ce și le-a primit pe dânsele Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să-i trimite nouă Dumnezeiescul har și darul Sfântul Duh să ne rugăm, pentru ca să fim izbaviți noi de dat necazul, mânia, primejdea și nevoia, Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată de săvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, la Domnul să cerem. Îngeri de pace, credincios, îndreptător, păzitor sufletelor și trupurilor noastre, la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, la Domnul să cerem. Cele bune și de folos noastre și pace lumii, la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere înfruntat în pace, și răspuns bun la înfricoșitoarea judecata a lui Hristos să cerem. Unirea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Cine vrednicește pe noi, stăpâne, cu îndrăznire fără de osânde, să cutizăm atichima pe tine Dumnezeu cel ceresc Tatăl și a zice Yeah.
este împărăția, puterea și slava Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor! Capetele voastre, Domnului, să plecați! Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ca un născut Fiul Tău, cu care e binecuvântat din când prea sfântul și bunul din viață, Fătătorul Tău Duh, acum și pururea și-n vecii vecilor.